Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vreau să-i salutăm cordial în dimineața aceasta pe hoții hunedoreni, câți ori fi fost ei, care au descoperit că ecologia nu e atât de simplă cum credeau ei. Acești hoți au furat o toaletă ecologică, o cabină de toaletă ecologică. Cum deci ecologia e cumva o necesitate, înțeleg. Întotdeauna, da. Mă gândesc. Până când, da. Deci dânsii au furat cabina cu toaleta ecologică, cu tot din parcul Brede, din Petroșan, și cu asta... Tăi puțin, au luat o budă de aia, să o spunem pe bune, da. De aia de găsești la concerte, la astea... Da, la... da, din plastic, din nu știu ce. Probabil că ăștia sunt genul de hoți care fură robinetul ăla cu bulină roșie ca să aibă și ei apă caldă acasă. Deci, ce faci cu toaleta ecologică dacă nu ai serviciu de evacuare? Adică... toaletele astea ecologice vin cu un abonament și vin niște oameni cu o budană și schimbă ce trebuie schimbat. Mă scuzați, nu o să intru în detalii. Da. Asta în cazul în care nu e deja canalizarea făcută acolo. Deci, au luat toaleta, s-au da. Adică... Au plecat cu plin sau cu gol? Asta, cred că și-au dat seama că este o situație cam... Poate au luat-o exact la după soală? Vidanjare. Da, posibil. Poate o fac coteț. Vezi că oamenii l-au abandonat de idei. Ce să faci coteții pe înălțime? Deci cotețul prea de la găinile ce nu pentru găini, pentru găini. Pentru găini? Perfect. Au abandonat. Faci pe două, trei nivele, chiar faci ceva frumos. Acum că mi-ai zis... Chiar nu, că te interesează. Știi că el e cu păsăretul, cu porumbeicul, da? Le-aș pune un veciu pe bloc la mine. Fratele, învață să-l și folosească. Cu imbarul nou. Hoții hunedoreni au abandonat cabina undeva pe marginea drumului după un timp. Probabil că și-au dat seama, bă, trebuia să furăm și lanțul sau ceva de genul ăsta, că nu. Da. Parcul Brădet acolo pare a fi curtea miracolelor. Se întâmplă multe lucruri. Aseară când că mai căutam știri despre Parcul Brădet, am găsit că toamna trecută a fost închis după ce au apărut niște urși prin zonă și probabil primăria, ca să protejeze pe hunedoreni, pe Petroșeneni, că este din Petroșani, Parcul Brădet, au oprit accesul în parc cu niște panglici de plastic legate între copaci, pe alei. Să nu fie voie. Și la redeschidere s-a constatat că toate coșurile de gunoi fuseseră devastate și răsturnate și îmi place notarea ziarului Adevărul, care zice nu se știe dacă coșurile de gunoi fuseseră devastate și răsturnate de urși sau de către localnici. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.